autostrada Brașov până la Valea Oltului, era ambuteiaj de gata. Mai departe, în prelungirea Ghencea, se rărește, că e weekend, e sâmbătă. Aha. Ia uite ce e aici, în ambele sensuri, ambuteiaj. Puteți să vă imaginați ce se întâmplă în zile de lucru, la ore de vârf. Îți petreci jumate de viață în trafic. La cât de mult zac mașinile, autobuzele, camioanele în trafic, s-a și topit asfaltul. S-a făcut un șamț aici. Cam periculos pentru bicicliști și trotinetiste. Mai ales când e ud, mai ales când încep să îngheță. Dar cui pasă? Ia uite ce hopuri pe aici, hârtoate, valuri. Mai iau pe trotuar când nu vine nimeni. Asta o decis să abandoneze. Un kilometru jumate între două magazine Lidl și totul e plin de mașini. În ambele sensuri se circulă bară la bară, vorba știrilor de la ora 5. De nevoie bicicliștii urcă pe trotuare, că acolo riscă să se accidenteze, să lunece sub roțele mașinilor. Dar aici trebuie să fim atenți cu grijă la pietoni. Pietone. Cam așa se iese din București spre vest. Spre Domnești. Dai seama, oamenii aceia care erau în mașină, în autobuz, în urma mea, cât au de așteptat să ajung aici, unde am ajuns eu, cu riscuri, probleme, dar destul de repede cu bicicleta. Cred că și pietonii merg mai repede. Cât au trotuar. Că atunci după serie nu mai au trotuar. Și nici nu știu când o să aibă vreodată. Proiectul prevede supraalergirea străzii, da? Până acum au făcut 100-200 de metri chestia asta. Între strada Brașov și Valea Oltului până la rondul cela improvizat. Până acolo unde am început eu să filmez. Dar în rest, avem trotuare făcute recent, tot așa vreo 200 de metri în dreptul serilor, fostelor serii, după care bucuria se termină. Dar zona e tot mai aglomerată, tot mai populată, se construiește în desperare. După cartierul Latin, acum și vis-a-vis, partea dreapta prelungirii Ghencea, se fac blocuri de locuit. N-au nici canalizare, n-au grădiniță, n-au școală, n-au nimic. Dar se construiesc așa. Pentru că iese banul gros cu fosă septică.
drumuri de acces private acolo. Numai la Bragadir am văzut așa nebunii, că în față e o leacă orășelul Bragadir. Erau loturi private, le-au parcelat și au făcut construcții și pentru acces la locuințele cele au lăsat un drum pe mijloc, la care are tot statut de drum privat. Și acum autoritățile, primăria Bragadiru, nu vrea să le întrețină pentru că nu-i aparțin, dar locuitorii cer drumuri civilizate. Și gata, aici s-a terminat trotuarul. Și carosabilul rămâne foarte îngust. Pietonii mai iau o vreme pe unde să meargă. Pe Petrișul, pe frunghișul ăsta și prin Băltoace, când plouă, când stopește zăpada, după care nici asta nu mai pot să facă. Aici, pe lângă cartierul Latin, când se termină orașul, se termină și trotuarul. Se termină capitala, dar începe Bragadirul, tot o suburbia capitalii, parte din județul Ilfov. Și aici oamenii tot ar vrea civilizație. Dar vedem că nu mai au trotuar nici pe o parte, nici pe alta, deloc. Și sunt nevoiți să meargă cu carosada. Copii, căței, bătrâni, persoane, nevoi speciale, carosada printre mașini. Și ăsta ce se grăbește să mă depășească, de parcă departe o să ajungă. Șoferii responsabili. Nu poate să împaci cu gândul, cu bicicleta ajungi mai repede. Și pe el trebuie să aștept. Cu dita mai merțanul, BMW-ul, Lexus, ceva. Aici, aproape de centură, se mai relaxează, deja nu mai traversează nimeni drumul, dar e periculos pentru bicicliști, pentru că noile legi prevede trebuie să lași 1,5 metri pentru biciclist, sau măcar 1 metru când îl depășești, dar aici chiar n-ai unde. Ai voie să treci dincolo de axul drumului, chiar ești obligat. Dar traficul fiind atât de intens, nu poți, trebuie să stai la coada biciclistului sau să încalci legea. Aici vedem ambrozie, supraviețuit sezonului 2021, poluat capitala și suburbiile, o crea disconfort și suferință celor astmatici și alergici. Și la anul o să crească de 10, de sute de ori mai mult. Până când o să intervină poate drumarii, o să lărgească aici carosabilul și trotuarul o să fie tocmai acolo. Probabil. Deci o să fie două benzi pe sens, tot probabil. Și aici vedem o construcție minunată. Care s-ar putea să ajungă vreodată pasaj peste șoseaua de centură. Să vedem. Cu actuala guvernare sau cu viitoarea, clasa politică rămâne aceeași, demagoagă, promete și nu face, sau face foarte încet, probabil,
Merge cu construcții paralele pe sedii de partid, case private, hrănește clanul. Și nu mai ai timp și de șantierul de bază pentru care ai primit banii. Aici e și calea ferată, dar bariera e ridicată, deci am traversat. Aici sper că mă văd și pe mine șoferii, m-a văzut și m-a lăsat să traversez șoseaua de centură. Șantierul nu e izolat, așa că am intrat puțin pe aici pe teritoriu. A, ba da, acolo era o intrare. Și în capăt, după compresorul ăsta, este o ieșire. Și merg mai departe spre Domnești, asigurându-mă pe stânga că nu dă camionul basculanta peste mine. Mă așteaptă. N-are pe unde să mă depășească. Centura Domnești. I-am făcut loc pentru că-s generos și vreau să văd cât e de bun drumul nou. Văd că sunt 3 straturi de asfalt. Nu știu ce drum provizoriu fiu ăsta, dar văd că se termină cu o bretea de ieșire.